Informații incredibile apar în cazul lui Gheorghe Dincă. Dacă până acum bărbatul susținea că a acționat singur în cazul răpirii celor două fete, anchetatorii au descoperit că a avut complice în cazul primei răpiri, cea a lui Izei Melencu. Astăzi, procurorii DIICOT, structura centrală, au reținut un inculpat acuzat de săvârșirea infracțiunii de viol în formă agravată. Este vorba despre un vecin al lui Dincă, în vârstă de 46 de ani, pe care criminalul îl chema să îl ajute la muncă din gospodărie. Atunci când Dincă a răpit-o pe Luiza, vecinul său a intrat întâmplător în curtea groazei și a văzut-o pe fată sechestrată în mașină. La explicațiile oferite de către inculpatul Dincă Gheorghe, în sensul că victima este o fată pe care a adus-o pentru a întreține relații sexuale, inculpatul reținut i-a solicitat acestuia să-i permită și lui întreținerea unor asemenea relații cu Melencu Mihaela Luiza. În aceste împrejurări, pentru a-și conspira faptele, inculpatul Dincă Gheorghe a fost de acord. Astfel, în aceeași zi, în camera unde dormea inculpatul Dincă Gheorghe, prin constrângere manifestată prin violență fizică și verbală, cei doi au violat-o pe tânăra lipsită de libertate. Bărbatul reținut astăzi, Ștefan Risipiceanu, a făcut declarații în spațiul public atunci când Dincă a fost arestat și acuzat de cele două crime. Spunea că vecinul său este un om cu minte și liniștit și că nu a văzut niciodată femei în locuința sa. Era un om extraordinar, Potorit. Dar îi plăceau fetele? Nu, a dormit la el săptămâni de zile, poate și luni de zile. Și? N-a adus acasă nicio fată în timpul ăla. Și eu în direct. Dar ați văzut ceva suspect, nu știu. Nu, domn. Vecinul lui Dincă, autor al infracțiunii de viol în formă agravată, este o persoană fără ocupație, fără pregătire, fără venituri și fără un domiciliu stabil. Este necăsătorit, nu are copii și este cunoscut ca fiind consumator de băuturi alcoolice. Anchetatorii precizează că bărbatul complice a participat doar la violul lui Izei Melencu și că nu are vreo legătură cu uciderea ei. De asemenea, în acest moment, nu există niciun indiciu ori probă din care să rezulte că ar fi avut vreo formă de participație la comiterea infracțiunilor reținute deja în sarcina inculpatului Dincă Gheorghe. Cu alte cuvinte, inculpatul reținut astăzi nu este complice, nu este instigator, nu este coautor la săvârșirea celorlalte infracțiuni pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de inculpatul Dincă Gheorghe. Inculpatul va fi prezentat instanței de judecată, procurorii DIICOT urmând să solicite emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele acestuia. Pentru infracțiunea de care este acuzat, complicele lui Dincă riscă închisoarea de la 5 la 12 ani.